La conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu a participat cei doi copreședinți de la nivel de județ, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan, președintele Organizației Municipale Liberale, deputatul Florian Nicolae, precum și Noruț Stănișteanu, membru în biroul politic județean. Subiectul principal a fost reprezentat de sondajul care urmează să fie efectuat cu privire la stabilirea candidatului PNL Giurgiu pentru funcția de primar al municipiului. Stabilirea unui candidat nu este responsabilitatea doar a membrilor și simpatizanților partidului respectiv. Dacă nu avem niciun motiv să contestăm faptul că politicienii se bucură de o cotă scăzută de încredere în ochii românilor și implicit a giurgiuvenilor, atunci trebuie să luăm în considerare această variantă absolut corectă, ca și persoana pe care o desemnăm să participe la cursa electorală oficială pentru câștigarea celor mai importante structuri, cum este primăria municipiului Giurgiu în cazul nostru, trebuie să facă obiectul unei cercetări sociologice. Să punem capăt oricărei speculații. Nu, niciunul dintre cei doi candidați ai noștri astăzi înscriși în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu nu sunt favorizați nici de mine, nici de colegul meu, domnul Beianu. Îi iubim, îi respectăm și sunt colegii noștri în egală măsură. Felicit faptul că domnul Stănișteanu s-a înscris în această cursă. Îmi pare rău că, așa cum spuneam de fiecare dată, nu s-au raliat la această idee și alți colegi cu notorietate suficientă ca să intre în cursa pentru primăria municipiului Giurgiu. Noruț Stănișteanu a anunțat cu doar câteva zile în urmă că dorește să participe la sondajul privind stabilirea candidatului PNL la primăria Giurgiu. Sper din tot sufletul că va fi o competiție onestă și corectă. Sper din tot sufletul ca mijloacele pe care le vom folosi să fie cele care să nu afecteze în niciun fel imaginea partidului sau imaginea noastră ca persoane. Și în același timp sper ca acei care consideră că am avut o activitate bună până în prezent, dacă am avut o activitate corectă față de giurgiuveni, să se îndrepte cu votul către mine. Deputatul Florian Nicolae a declarat că o competiție internă este binevenită, considerând că în acest fel pot crește performanțele organizației liberale. El a mai spus că are încredere în opțiunile giurgiuvenilor. Mă onorează funcția de calitatea de membru în Partidul Național Liberal și mă onorează că am putut să vin lângă oameni deosebiți. Competiția internă generează, sigur, performanță, iar eu vă asigur că voi respecta statutul partidului, exact cum am făcut și în celălalt partid, în Partidul Social Democrat. Dar aici mă interesează să particip și să, efectiv, să reconstruim această unitate politică la Giurgiu. Nu știu, în județul Giurgiu îmi doresc tare mult să se reconstruiască partidul, dar eu, acum mă refer la municipiu. Dacă noi reușim să fim uniți în municipiu, sigur că și la nivel de județ vom avea și rezultate extraordinar de bune. Eu cred în această echipă liberală și la alt partid sau independent nu mă voi duce decât voi rămâne fidel acestui partid. Competiția asta internă nu mă deranjează. Sunt convins că sondajele de opinie vor fi realizate în mod corect. Indiferent cine va câștiga, eu mă voi conforma și sper ca și ceilalți din situația în care eu voi ieși preferat în sondaje să se conformeze. Sondajul anunțat de liberal va fi efectuat de o firmă agreată de conducerea centrală a PNL. Mai multe amănunte puteți urmări în ediția specială din această seară la TV Giurgiu după Jurnalul de Știri.